asistență. Stimate domnul secretar de stat, domnul Vorsand, stimați invitați, în numele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, vă salut la conferința cu tematica sporirea competitivității producătorilor autohtoni prin eficiență energetică. Acest eveniment de astăzi este organizat cu suportul proiectului Optim, oportunități prin tehnologii și inovare în Republica Moldova, realizat de către Helvetia Swiss International cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare, Cooperare, care are un proiect de 4 ani în Republica Moldova pe domeniul de suport și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. Nu în ultimul rând, pentru cei care ne privesc și cei care sunt în sală, astăzi sărbătorim Ziua Energeticianului, care a fost aprobată prin hotărârea Guvernului 1478 din 2003, la 22 decembrie. Eu cred că domeniul de eficiență energetică este cu mult mai important pentru noi, cei care suntem aici în sală, odată cu criza energetică globală, dar și creșterea prețurilor la resursele energetice, cât la gaz, atât și la energia electrică. Zilnic, în întâlnirile care le avem noi cu membrii Camerei de Comerț și Industrie, majoritatea companiilor vorbesc despre deficiențe pe care le au aceștia în procesul de producere, dar și competitivitatea produselor autohtone odată cu creșterea acestei componente semnificative din prețul de cost a produselor autohtone. Camera, pe parcursul ultimilor 10 ani de zile, a încercat să vină cu un suport pentru membrii și non-membrii noștri, atunci când cu partenerii noștri din Germania am încercat să pregătim manageri energetici europeni sau auditori energetici în cadrul companiilor. Din 2010 încoace, peste 141 de specialiști din cadrul companiilor, dar și din cadrul Consiliilor Raionale, au primit aceste cunoștințe de a verifica și de a face un audit cât de eficiente sunt clădirile în cadrul companiei, echipamentele. Acest lucru sper eu că va continua și pe viitor. Spre exemplu, în anul viitor, începând cu luna februarie, vom avea o grupă nouă de specialiști din cadrul companiilor care vor fi pregătiți pentru a face auditul acestora. Dar una este să faci auditul și alta este să investești în eficiență energetică cât a companiei în întregime, dar și a segmentelor din companie. Este vorba despre echipament, clădire. În acest sens, împreună cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Economiei, am zis să venim în fața dumneavoastră, celor peste 50 de antreprenori care sunt astăzi aici în sală, cu o informație despre programele care sunt în țara noastră ca suport pentru agenții economici. Mulți din cei care am contactat noi nu cunoșteau de anumite programe care sunt derulează sau chiar nu știau că recent s-au lansat acestea. Astăzi vom avea mai multe prezentări, dar nu înainte de toate de a oferi cuvântul domnului Brosan să ne vorbească despre ce face Ministerul în domeniul acesta, cu atât mai mult că chiar recent au ieșit cu un document strategic ce ține de acest domeniu până în anul 2050, o viziune a Ministerului, cum am putea să trecem peste această perioadă dificilă. Cu permisiunea dumneavoastră, o să rog pe domnul secretar de stat să vină în fața dumneavoastră. Bună ziua, stimate audiențe! Mulțumesc, domn președinte, pentru introducere. În primul rând, mă folosesc de ocazie și adresez tuturor celor care și-au legat viața cu energia. Le doresc multă energie pozitivă, inepuizabilă pentru a face lucruri bune și frumoase. Cu referință la evenimentul de astăzi, în primul rând, apreciem foarte mult că găzduiți un asemenea eveniment. Este foarte important să vorbim despre energie, despre eficiență energetică. Eficiența energetică putem să o privim, unul, ca surse de energie, cea mai ieftină, surse de energie. Mai ieftin să consumăm eficient decât să producem acea energie, să investim în capacități noi.
eficiență energetică înseamnă competitivitate. Camera de Comerț și Industrie, agenții economice, asta înseamnă competitivitate. Și ați menționat despre criză. Da, exact, deja mai mult de un an ne aflăm, toată lumea se află într-o situație foarte dificilă, într-o criză energetică globală, dar înțelegem foarte bine că sunt oportunități. Oportunități acum de a investi în tot ce înseamnă un consum mai eficient de energie. Să creștem, să îmbunătățim, noi spunem, intensitatea energetică. Este așa o caracteristică care exact descrie competitivitatea economiei naționale. Raportăm tot ce înseamnă consum de energie la produs intern brut, tot ce înseamnă bunuri și servicii produse la noi în țară. Așa, printre altele, valoarea aceasta astăzi la noi, deci se situează în circa 450 kg echivalent petrol sau circa 0,5 tone echivalent petrol pe 1000 de euro produs intern brut. Pentru comparație, media țărilor Uniunii Europene este cam 145 kg echivalent petrol pe 1000 de euro PIB. Despre ce vorbește aceasta? Despre cât de eficient se consumă energie într-o țară pentru a produce o unitate sau 1000 de euro produs intern brut. De ce apreciem foarte mult eforturile dumneavoastră de a promova tot ce înseamnă eficiență energetică. Pe partea eforturile autorităților, aici doresc să adaug oportunități care considerăm. Atât când ne uităm peste structura de consum în țara noastră, cel mai mare consum revine clădirilor, circa jumătate din tot consumul de energie revine clădirilor și e vorba, în primul rând, de energie termică. Și ca să, deci, să eficientizăm acest consum, am întreprins mai multe acțiuni. În primul rând, urmează a fi lansat, deja s-a lansat proiectul numit Eficiența energetică în Republica Moldova, un proiect valoare foarte mare, cea mai mare valoare care a fost până acum, finanțat cu suportul Băncii Europene de Investiții, Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Uniunii Europene, valoare de 75 de milioane de euro. Exact ați menționat, domn președinte, anterior, despre instruirea auditorilor energetici. Chiar acum, astăzi, auditorii sunt pe teren, fac măsurări, 10 spitale, 9 spitale. 9 spitale înseamnă 45 de clădiri. Care sunt oportunitățile pentru afaceri aici? Asta înseamnă companii care sunt experimentate în tot ce înseamnă executarea lucrării pe șantier, este oportunitate. Vreau să spun că este, deci, avem nevoie de personal calificat, persoane calificate care știu a face audit energetic, proiecte de execuție, lucrări pe șantier. Eficiența energetică înseamnă, noi spunem, o mașină de creștere economic, fiindcă asta înseamnă, începând de la fabricarea materialelor de construcții, tot ce înseamnă specialiști implicați, taxe și impozite plătite din lucrări și economiile care se obțin la bugetele de întreținere pentru energie. Dar asta este o componentă, altă componentă la care lucrăm în prezent este și se referă la instituirea fondului pentru eficiență energetică dedicat sectorului rezidențial. După cum spuneam, sectorul rezidențial este cel mai mare consumator de energie, dar și din fericire cu cel mai mare potențial de a reduce consumul de energie. De ce o să venim la începutul anului următor în consultări publice cu un proiect de lege privind fondul pentru eficiență energetică dedicat sectorului rezidențial? Și, deci, iarăși, aceasta înseamnă oportunități pentru afaceri. Acum, fiindcă, cum spuneam, contextul, tot ce s-a întâmplat în ultimul an, anomaliile pe piețele de energie, războiul din Ucraina a schimbat tot ce înseamnă sectorul energiei, iată de ce am venit cu o viziune, un concept privind strategia energetică a țării noastre până în anul 2050 și cu ținte clare până în 2030. De ce 2050? Fiindcă noi am spus că noi suntem
țară candidat la aderarea în Uniunea Europeană. În Comisia Europeană a aprobat așa numitul Pactul Verde European, care spune că către anul 2050 continentul european va fi neutru din punct de vedere climatic. Același angajament ne-l asumăm noi și cu ținte foarte clare până în anul 2030 în ceea ce privește interconectivitatea, în ceea ce privește generarea de energie, surse proprii de generare, inclusiv surse regenerabile, tot ce înseamnă eficiență energetică, piața de energie, cuplarea cu piețele regionale, toate acestea reprezintă prioritățile țării către orizontul de timp 2030. Și cu această ocazie doresc să spun că mâine, la sediul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, este organizată o dezbatere, va fi de asemenea transmis live, privind conceptul strategiei energetice. Și cu această ocazie invităm părțile interesate să urmărească această activitate. Vă mulțumesc încă o dată pentru acordarea atenției acestui subiect foarte important și dorim un eveniment frumos parcursul zilei de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate domnule secretar de stat. Într-adevăr, ați punctat corect că Ministerul are o viziune pe o perioadă îndelungată, ceea ce este important și pentru agenții economici, pentru a-și planifica activitățile și acțiunile sale de viitor. Ceea ce ține de strategia sus menționată, aș vrea să-l rog pe domnul Magdăl Nicolae, șef direcție politici în domeniul energetic din cadrul Ministerului pe care dumneavoastră reprezentați, să vină cu o scurtă și succintă prezentare acestei strategii, iar ulterior, dacă vor fi întrebări din partea celor care sunt aici în sală, nu ezitați, stimați colegi, să veniți cu aceste întrebări. Domnul Nicolae, vă rog. Ce este pupitul? Da, vă mulțumesc frumos. Într-adevăr, evoluțiile din ultima perioadă cumva ne fac să ne ajustăm, politicile, inclusiv în domeniul energetic. Și după cum cunoașteți și după cum a menționat domnul secretar de stat, Republica Moldova este o țară destul de vulnerabilă din punct de vedere energetic. Avem un consum relativ mare pentru produsul nostru intern brut, iar acest consum este consumat ineficient și asigurat din surse de import de energie. După cum vedem, principalele surse energetice ale Republicii Moldova sunt asigurate din import. Vorbim despre produse petroliere, care reprezintă cea mai mare parte a consumului de resurse energetice, gaze naturale, cărbune. Avem producția noastră proprie de surse de energie regenerabile, avem consumul de biocombustibil și biomasă, însă aceasta nu ne asigură un grad înalt de securitate energetică. Ca consum final, acest consum de energie este asigurat, este consumul de energie este în sectorul rezidențial, desigur. Cel mai mare consumator a energiei în Republica Moldova este sectorul rezidențial. Din păcate, sectorul rezidențial contribuie puțin la formarea produsului intern brut, respectiv și la dezvoltarea economică a țării. Al doilea sector este sectorul transporturi, iar aici, cu părere de rău, marja sau potențialul de eficiență energetică este unul destul de mic. Și, desigur, este industria, care observăm o tendință de majorare an de an, însă, cu părere de rău, nu este cea mai mare parte sau nu este cel mai mare sector care consumă energie și respectiv este loc de creștere și de îmbunătățire acestui sector.
Cum am menționat, 100% din gaz natural produs petrolier și cărbune este din import. Peste 78% la fel a consumului de energie electrică este asigurat din import. Vorbim despre energie electrică procurată de la Mgres și din România. Și doar circa 22% este asigurat local, produs local în Republica Moldova. Cum a menționat domnul secretar de stat, aici este prezentat valoarea intensității energetice a Republicii Moldova, respectiv pentru un euro produs final, consumăm de 3 ori mai multă energie față de același euro produs în Uniunea Europeană. Respectiv, avem unde crește și unde spori eficiența energetică a sectorului nostru, a economiei noastre naționale. Sigur că și ultimele evoluții ne-au făcut iarăși să regândim puțin obiectivele noastre strategice, având în vedere că a fost schimbată paradigma de import a energiei electrice. Dacă până acum majoritatea energiei electrice era importată doar din malul stâng al Nistrului, Mgres, acum au fost reduse aceste importuri. Am început pentru prima oară să importăm energie electrică din România. Am fost interconectați la sistemul continental european ENTSO-E, respectiv putem achiziționa energia aceasta electrică și din alte țări. De asemenea, faptul că războiul influențează infrastructura de producere a energiei electrice din Ucraina ne face și pe noi vulnerabili și, desigur, trebuie să regândim rutele noastre de import a energiei electrice. La moment, Republica Moldova este actuală și este valabilă strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030. Această strategie stabilește 3 obiective cheie, și anume asigurarea securității aprovizionării cu energie, dezvoltarea piețelor concurențiale și integrarea lor regională și europeană, asigurarea durabilității sectorului energetic și combaterea schimbărilor climatice. Desigur că aceste priorități nu s-au schimbat, însă ele au devenit mai multe, respectiv strategia care acum este valabilă nu stabilește până în anul 2030 careva ținte, respectiv am fost nevoiți să venim și cu noi ținte către anul 2030 în domeniul energetic. Dar totodată am ținut cont și de ultimele evoluții la nivel internațional, și anume că am ratificat acordul de la Paris și ne-am asumat angajamente în domeniul reducerii de gaze cu efect de seră. La fel, în anul 2020 Moldova a transmis obiectivele sau contribuțiile naționale determinate a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, cât și ne-am angajat că către anul 2030 să reducem aceste emisii de gaze cu efect de seră cu 70% mai puțin față de anul 1990, sau condiționat cu 88%. Totodată, în iunie 2022 a fost un moment istoric pentru țara noastră. Republica Moldova a devenit țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. Respectiv, prin aceasta ne-am angajat că vom promova o politică în domeniul energetic și de mediu, una care ar fi aliniată la valorile europene,
și la pachetele legislative europene, cum ar fi pachetul energie curată pentru toți europenii, Green Deal, Fit for 55 sau Repower EU. Și, desigur, în decembrie, acum pe 15 decembrie, Republica Moldova s-a angajat că către anii 2030 să atingă ținte în domeniul ponderii energiei regenerabile în consumul final brut de energie de 27% către anul 2030, să atingem ținte în domeniul eficienței energetice, și anume ca consumul nostru final de energie să nu depășească 2800 de mii tone echivalent petrol către anul 2030, sau consumul de energie primară să nu depășească 3000 de mii tone echivalent petrol. Și, cum am menționat, ne-am angajat să reducem emisiile de gaze cu efect de seră cu 68,6% față de anul 1990. Și iată, după ce am enumerat toți factorii care au influențat cumva necesitatea elaborării acestei strategii, cu suportul partenerilor de dezvoltare, am elaborat un nou concept a strategiei energetice până în anul 2050, respectiv guvernul a stabilit un plan pe termen lung de dezvoltare acestui sector și dorim să creăm un sector energetic competitiv și durabil, inclusiv din punct de vedere al mediului. Acest sistem energetic să fie integrat în piețele energetice din Uniunea Europeană, iar pentru business, pentru operatorii din domeniul energetic, acest sistem să fie gestionat de un cadru de reglementare clar, transparent și previzibil, să ducă la beneficii tangibile pentru participanții la piață, consumatorilor finali și la economie în general, să sporească încrederea potențialilor investitori, cât și sistemul sau sectorul dat energetic să ducă la dezvoltarea durabilă a țării în continuare. Inițierea procesului de elaborare a acestei strategii a avut loc încă în luna mai, când a fost dat startul la niște ateliere de lucru cu participarea tuturor părților interesate, și aici vorbesc de mediul academic, reprezentanții ai autorităților publice centrale, mediul de afaceri, investitori, cât și parteneri de dezvoltare. În cadrul acestor 5 ateliere au fost abordate separat tematici precum eficiența energetică, sursele de energie regenerabile, generarea energiei electrice, infrastructura energetică, cât și piețele de energie. Respectiv, toți au avut ocazia să descrie, cum să-și expună părerea, cum văd care este viziunea lor de dezvoltare a sectorului energetic național. Desigur că cele mai bune idei au fost considerate și se vor regăsi și în documentul final de strategie energetică. Totodată, la baza elaborării acestei strategii au stat niște elemente cheie, și anume respectarea angajamentelor naționale. Am menționat despre acordul de la Paris sau obiectivele de dezvoltare durabilă, armonizarea cadrului nostru național cu cel european, totodată cu alinierea documentului acesta de politici cu alte documente existente pe alte sectoare, și aici vorbesc despre strategia națională de dezvoltare sau strategia de dezvoltare cu emisii reduse,
cât și se vor în documentul de politici, se vor aborda și probleme ale sectorului energetic. Vorbim de dependența energetică, intensitatea energetică, sărăcia sau vulnerabilitatea consumatorului de energie, cât și valorificarea potențialului local de generare a energiei. Respectiv, strategia stabilește 5 obiective, 5 mari obiective, și aici vorbesc de consolidarea securității energetice, dezvoltarea piețelor energetice competitive și integrarea regională, promovarea eficienței energetice, promovarea sustenabilității energiei regenerabile și a reducerii emisiilor, cât și protecția consumatorilor finali. La subiectul consolidării securității energetice au fost identificate un șir de măsuri a fi întreprinse, n-am să dau citire la toate, însă principalele ar fi, sigur, crearea stocurilor minime de gaze naturale, crearea stocurilor minime de produse petroliere, crearea resurselor sau stabilirea unor resurse capabile să îmbunătățească sistemul de energie electrică și flexibilitatea acestuia, să fie în continuu dezvoltat performanța sistemului de transport și distribuție a energiei electrice și gaze naturale. De asemenea, dorim ca Moldelectrica să obțină statut de observator al ENTSO-E, cât și să dezvoltăm capacitățile noastre interne de generare a energiei electrice, care, desigur, vor spori securitatea noastră energetică. La subiectul dezvoltării unor piețe energetice competitive, vorbim despre desemnarea unui operator al pieței de energie electrice. Desigur, ne dorim să lansăm piața pentru ziua următoare și piața intrazilnică a energiei electrice, ce va permite ca producătorii noștri locali să aibă acces la o piață de dezvoltare mult mai mare și consumatorul să aibă acces la oferte mult mai avantajoase de energie electrică. De asemenea, se vor introduce responsabilități de echilibrare a utilizării rețelei de gaze naturale. Se va asigura certificarea operatorilor sistemului de transport gaze naturale sau renumitul unbundling. La domeniul performanței energetice, sigur că în primul rând punem accent pe cel mai mare consumator al economiei naționale, și anume sunt clădirile. Desigur, dorim să îmbunătățim performanța energetică a acestor clădiri. Nu contează sectorul, domnul secretar a menționat, sectorul rezidențial, sectorul public este o prioritate pentru dezvoltarea acestor, sporirea eficienței acestor clădiri. De asemenea, dorim să electrificăm sectorul rezidențial, și anume să creștem cantitatea de energie electrică consumată în sectorul rezidențial. Acest lucru ne va permite inclusiv să să putem instala surse de energie regenerabilă. Dorim să stabilim un mecanism și să le implementăm de certificarea performanței energetice a clădirilor, respectiv fiecare care ar dori să procure un imobil sau care va comercializa un imobil, va prezenta clasa energetică acestuia, consumatorul va putea selecta cel mai performant imobil, respectiv va fi sigur că
banii sunt economisiți și consumul de energie este unul redus. De asemenea, dorim să continuăm implementarea etichetării energetice pentru o serie de mai multe produse cu impact energetic. La fel, consumatorul să poată selecta cel mai performant echipament din punct de vedere energetic. La promovarea producerii energiei din surse regenerabile, statul nu s-a menționat aici, pe lângă faptul că dorim să atingem o pondere de 27% în consumul final brut de energie din surse regenerabile, statul s-a angajat ca din acest consum să fie asigurat în mare parte și din energie electrică din surse regenerabile, respectiv către anul 2030 planificăm să atingem ponderea de 30% a consumului de energie electrică să fie asigurat din surse regenerabile. Pentru asta, desigur, că este nevoie să dezvoltăm sectorul DAT, sectorul de producere, să creștem capacitățile instalate, cum ar fi fotovoltaic sau eolian. Desigur, este foarte important pentru noi să promovăm producerea energiei electrice din biomasă sau biogaz prin cogenerarea acestuia. Pe lângă faptul că energia electrică produsă din biogaz este una care o poți prognoza, ea rezolvă și o problemă, cum ar fi problema deșeurilor, problema deșeurilor zootehnice, problema deșeurilor menajere. Desigur, pentru a atinge aceste ținte, urmează a fi elaborat o foaie de parcurs. Vor fi introduse taxe pentru carbon. Va fi stabilit un sistem de tranzacționare a emisiilor de gaze cu efect de seră, cât și dorim să avem o integrare mult mai mare a pieței de energie electrice din surse regenerabile cu piețele regionale, ca producătorul nostru să aibă acces, să poată comercializa energia produsă local, să o poată comercializa și în alte țări. Desigur, am menționat despre vulnerabilitatea energetică, la fel este un element cheie în strategia dată și dorim ca consumatorul cel mai vulnerabil să fie protejat, dorim să creăm mecanisme echitabile pentru acești consumatori care le vor permite să la fel să acceseze și să implementeze măsuri de sporire a eficienței energetice, măsuri de cum ar fi să-și instaleze echipamente de generare a energiei electrice, cum ar fi panourile fotovoltaice. Și desigur că consumatorul trebuie să aibă acces la o energie accesibilă sau prețul acestei energii trebuie să fie accesibil, iar pentru aceasta desigur că trebuiește dezvoltat mecanismul inclusiv de fiscal, cineva care își poate permite trebuie să achite prețul corect, iar cel care nu poate trebuie să fie ajutat să depășească această situație. Cam acesta, aici vorbim despre procesul de elaborare acestei strategii. Acum suntem la momentul când conceptul revizuit va fi publicat pe pagina Ministerului, va fi publicat pentru consultări, iar fiecare doritor poate consulta acest proiect și veni cu propuneri de îmbunătățire.
Sperăm că în primul trimestru anului viitor strategia, primul draft al acestei strategii va fi finalizat și vom putea iniția promovarea acestei strategii și aprobarea acesteia până la sfârșitul semestrului întâi anului viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Voi modera în continuare acest eveniment. Mă numesc Natalia Kalenic, vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie. Noi cunoaștem că conceptul acestei strategii va fi consultat și mâine în cadrul unui eveniment de prezentare, din câte a fost anunțat, dar avem posibilitatea și astăzi deja să inițiem anumite discuții sau să aveți posibilitatea să adresați întrebări domnului secretar de stat, care mai este, are timp să fie alături de noi. Și chiar vă încurajez să interveniți cu comentarii sau întrebări pentru minister, dar și pe parcurs. De asemenea, vă încurajăm să transmiteți comentariile pe marginea acestui concept Camerei de Comerț și Industrie. Noi vom pregăti și o viziune sau opinie consolidată a mediului de afaceri pe acest subiect și vom coopera cu minister pentru definitivarea conceptului respectiv. Avem microfon în sală. Vă rog, cei care doriți să adresați întrebare sau comentariu, vă rog. Da, văd că avem primul doritor. Da, vă rog, vă prezentați și vă ascultăm. Bună ziua, sunt reprezentanta companiei Power Sun Energy. Noi ne ocupăm cu baterii solare. Întrebarea mea este mai mult cum privește statul beneficiarii mici, adică spunem fiecare locuitor separat dacă poate să beneficieze cumva de niște facilități acordate de către stat. Așa, vă rog, domnul. Da, anume la panouri solare, pentru că pentru persoane juridice este prevăzută de către ODA programe de finanțare, dar cum privește statul pentru beneficiari mici, cum sunt casnici, oamenii de rând, să spunem așa? Vă mulțumim pentru întrebare. Deci, pentru consumatorii mici, casnici, este prevăzut un mecanism foarte atractiv, care noi numim mecanismul contorizării nete, care presupune, deci, consumatorul casnic își instalează o capacitate, produce, când produce această energie, dar nu o consumă, această energie este livrată în rețea, rețeaua funcționează ca un acumulator infinit, atunci când este consumul, în orele de seară, de exemplu, când instalațiile nu generează, această energie este preluată din rețea fără a plăti nicio taxă, pentru că ea a fost păstrată în rețea, adică iarăși spun, ca un acumulator infinit. Pe lângă aceasta, deci legea cu privire la reducerea vulnerabilității energetice presupune utilizarea sau implementarea programelor de vouchere energetice pentru consumatorii cu cel mai mare grad de vulnerabilitate energetică și la fel implementarea programului care îl numim Casa Verde și la moment aceste programe se află la etapa de testare sau pilotare cu suportul partenerilor dezvoltare Uniunii Europeană și programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Ulterior, dorim acest mecanism să-l implementăm cu suportul Agenției pentru Eficiență Energetică. Mulțumesc. Adică, ca idee, dumneavoastră să finanțați consumatorii, beneficiari care o să vreți să instaleze baterii solare, pentru că bateriile solare, în principiu, costă foarte mult și, logic, oamenii nu își pot permite luxul de a-și procura bateriile solare. Dacă statul aduce un anumit aport în cazul dat, programele voucher, voucher electrocasnice și Casa Verde presupune cofinanțarea unei părți din investiții în dependență de gradul de vulnerabilitate a consumatorului. Da, eu vă mulțumesc frumos. Mulțumim frumos. Dacă mai sunt întrebări, da, vă rog, cu microfon ajutați, vă rog să transmitem. Bună ziua, mie îmi spune Mihai Godea, reprezint grupul de companii Horus. Mulțumesc pentru invitația la acest eveniment și vreau să felicit organizatorii. Eu, în contextul elaborării strategiei, cred că către domnul secretar de stat,
am văzut obiectivele pe care, mă rog, le-a reținut proiectul de document. Eu am două întrebări legate de integrarea sistemului nostru energetic în sistemul european și integrarea în ENTSO-IM, pentru că sună frumos integrarea sistemului nostru energetic în sistemul european, dar sistemul moldovenesc energetic este integrat în sistemul ucrainean, chiar dacă este formal noi suntem partea ENTSO-I, dar de fapt acest mare sistem energetic funcționează ca și o insulă mare, deși mare conectări cu sistemul european. În plus, sunt probleme de calitate a energiei produse și la noi și în Ucraina, comparativ cu calitatea energiei produse, mă refer la energie electrică. Dar, mă rog, cu Ciurganu, cu toate, cum să zic eu, rolul care îl are el acum, nimeni nu-l poate scoate din sistem, pentru că integrarea nu înseamnă doar linii de transport, dar înseamnă și generare, transformare, distribuție și transportare, ceea ce îndeplinește cu Ciurganul la ora actuală, cel puțin pentru Republica Moldova și o parte din, sau regiunea Odessa și pe unde mai are atribuții. Cu sistemul energetic ucrainean vedem ce se întâmplă, da? La ora actuală. Noi cumva suntem integrați acolo. Deci care este viziunea Ministerului? Pentru că lucrurile, dacă vorbim de Republica Moldova, ar trebui cumva regândit întregul sistem electric, dacă și am văzut preocuparea pentru crearea de noi capacități de generare. Și în acest context mai apare o problemă, cea de gestionare a vârfurilor, care este una importantă. Cel mai mare consumator este sectorul rezidențial, sunt consumatorii casnici, respectiv dimineața și seara vârfurile, deci nu intrăm în detalii. Cum vede Ministerul aceste două aspecte? Mulțumesc! Vă mulțumim pentru întrebare. Deci, cu referință la integrare în ENTSO-IE. Deci, cred că trebuie să ne exprimăm în felul dat. Deci, la 16 martie a avut loc sincronizarea cu sistemul energetic al ENTSO-IE. Acum este a doua parte, relația administrativă, relația juridică a operatorilor de sistem din toate țările care sunt sincronizate într-un singur sistem energetic. Și aici, viziunea noastră și a fost declarată, dorim să finalizăm procedura de certificare și independență a operatorului de sistem, Moldelectrica, sau foarte des în mediu auzim unbundling, asta înseamnă confirmarea din partea ENTSO-IE că deciziile sau tot ce înseamnă operarea sistemului de către operatori transport sunt luate independent, nu sunt influențate de către nicio parte a pieței de energie, în primul rând producerea și furnizarea. La data de 7 septembrie a fost depusă cererea de certificare la Autoritatea de Reglementare. Autoritatea de Reglementare a emis hotărârea privind certificarea provizorie, așa este procedura, și a transmis setul de certificare către Secretariatul Comunității Energetice, care urmează să confirme sau să nu confirme că operatorul de transport îndeplinește criteriile de independență. Odată ce operatorul Moldelectrica în țara noastră este independent, devine parte, poate solicita statutul de observator în cadrul ENTSO-IE și este privit ca entitate separată în raport cu ENTSO-IE. Ați menționat despre faptul că astăzi relația este ENTSO-IE versus bloc Moldova-Ucraina, odată ce obținem statutul de ce este confirmat, unbundling, relația noastră este, deci, independentă. Aceasta este viziunea noastră și este o prioritate pe termen scurt. Mizăm în următoarele luni să o finalizăm. Și a doua parte a întrebării, cred că viza interconectivitatea noastră cu Ucraina și capacități de generare. Într-adevăr, deci, tot ce înseamnă atacuri militare asupra infrastructurii energetice în Ucraina ne afectează puternic. Data de 15 noiembrie a fost un exemplu evident. Cel mai puternic am fost afectați pe 23 noiembrie, când a fost cel mai mare timp al deconectării.
Și, într-adevăr, vedem cât de vulnerabil suntem. Acum, desigur, din decembrie funcționează capacitățile de generare la centrala termoelectrică Mălăvnească, sau cum îi mai spunem uneori, Puciurgan, care oferă o mai mare stabilitate sistemului energetic. Am văzut aceasta pe data de 5 decembrie, când a avut loc următorul, un alt bombardament. Deci sistemul în Moldova a rezistat. Acum, ce dorim să facem ca să creștem reziliența, stabilitatea sistemului energetic, evident, avem nevoie de capacități, de generare proprii. Capacitățile de generare la noi în țară nu sunt suficiente pentru acoperirea întregului necesar de consum. În plus, sunt tehnologii vechi, foarte vechi, bazate pe turbine cu abur sau instalații de turbine cu abur care sunt foarte inerte. Se pornesc greu, câteva zile, ridicarea sarcinii are loc greu, deci timp. În același timp, am declarat că dorim să integrăm mai multe capacități regenerabile. Capacitățile regenerabile sunt variabile în timp. Depind în câteva ore, scade generarea. Și atunci avem nevoie de capacități flexibile, care în câteva ore pot să substituie acel deficit de consum. Iată de ce. Deci a fost anunțat licitația pentru construcția unor capacități în prima etapă bazate pe tehnologie flexibilă, motoare cu piston, care sunt foarte rapide. Asta e motoare de piston, asta înseamnă motorul care este sub capota la automobil, care în câteva secunde deci crește în capacitatea de generare la sarcină maximă. De asemenea, așa gen de capacități participă și la acoperirea vârfurilor de sarcină. Un alt element de stabilitate este aici, desigur, interconectivitatea cu Europa continentală, cu România, deci este deci, baza unui studiu care a fost realizat urmare a sincronizării. Și care este alternativa, deci care este alternativa acelei stații back-to-back, urmare a conectării? Deci este evident, avem nevoie de încă una, cel puțin încă una interconectare pentru a respecta un principiu, îi spunem energetic, dacă un element al sistemului pică, deci sistemul trebuie să rămână în funcționare. Avem nevoie de linia Bălți-Suceava. Pentru această linie interconectare a fost finalizat deja studiul de fezabilitate, evaluarea impactului social, evaluarea impactului de mediu și la moment deci acest proiect a fost depus pentru a fi finanțat. Mizăm deci pe sursa de finanțare deci, care îi spunem Repower EU, deci din Planul Național de Reziliență și Recuperare cu suportul României. Aceasta este deci, pe interconectări. Desigur, sunt și alte linii care evoluăm, dorim să evoluăm și am declarat aceasta în strategie, oportunitatea construcției lor, cum ar fi Vulcănești-Smârdan, deci o linie în zona de sud-est a României bogată cu exces de energie electrică regenerabilă, da, și de congestionare, ar fi și o oportunitate, sunt aspecte de mediu, fiindcă zona aceasta a Prutului de Jos înseamnă zonă protejată și trebuie să ne socotim cu aceasta. Și, deci, considerăm că aceste elemente, deci, unbundling și relația noastră independentă cu ENTSO-E, interconectivitatea și creșterea capacităților interne de generare flexibile, vor crește reziliența sistemului electroenergetic. O mică întrebare. La linii de interconectare, viitor audienți Crășeni, Tălciu, Cantemir, ceva se discută sau un trebuie să întrebe să stați de bine? Nu e nici capacitate, nici compară cu cealaltă vreo. Da, deci patru linii, deci tensiunea de 110 kV, care conectează sistemul nostru energetic cu România. Aceste linii astăzi nu sunt sub tensiune. În România acest nivel tensiune este nivel de distribuție, dar așa este procedura administrativă. Țările sunt interconectate cu ele și alocarea capacităților între țări se oferă pe linii de transport, care sunt gestionate de operatori de transport.
aceste linii examinăm și este scenariul atunci când, deci, haideți așa, un scenariu când, când avem un deficit puternic de energie, deci și fluxuri de energie din Ucraina nu mai pot avea loc, acesta este un scenariu când putem folosi aceste linii. În așa mod, deci examinăm deci punerea lor sub tensiune. Добрый день, коллеги. Меня зовут Олег Штефанюк. Я представляю компанию EVPoint. Это сеть зарядных станций для электромобилей. Уважаемый госсекретарь говорил об задачах, о задачах уменьшения углеродного следа, стоящей перед Молдовой и перед правительством. Мы все знаем, что одним из самых больших генераторов углерода являются автомобили, которых в стране сегодня по подсчетам от 800 тысяч до миллиона автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В связи с этими, с этой информацией или в связи с этими данными, понятно, что для того, чтобы уменьшить углеродный след, одна из задач – это уменьшить или увеличить количество электромобилей в стране. Какие шаги планирует предпринять правительство в этом направлении? И будет ли правительство руководствоваться опытом соседних стран, например, Румынии, где введены субсидии для, при покупке электромобилей, или, к примеру, введение нулевой ставки НДС на электроэнергию для поставщиков электроэнергии для электромобилей, или введение нулевой ставки НДС для привоза оборудования для зарядки электромобилей. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Мулсумеск, где întrebare. Într-adevăr, deci una din prioritățile noastre în conformitate cu conceptul strategiei este electrificarea sectoarelor de consum. Și, într-adevăr, astăzi, dacă privim încă o dată structura consumului, de fapt, pe tip de combustibil, produsele petroliere domină. Și există potențial în transport, e mai mic față de clădiri, de a reduce consumul. Electrificarea este una din posibilități. Și aici noi declarăm că dorim să electrificăm, în primul rând, tot ce înseamnă cale ferată și transport rutier într-o măsură mai mică. Viziunea la moment privind promovarea electrificării este deci facilități fiscale, așa cum sunt prevăzute în politica bugetar-fiscală la achiziția unităților de transport în electrice. Mulțumim. Mai aveți o întrebare dumneavoastră? Ultima întrebare, pentru că noi avem prezentări. Давайте я тоже задам вопрос. Что вы думаете о деятельности молдавской ГРЭС? И никто не хочет сделать так, чтобы молдавская ГРЭС работала на полную мощность, и чтобы включили все три турбины молдавской ГРЭС, снабжая Молдавию и Балканы дешевой энергией по сравнению с той, которая вырабатывается в Румынии и в Европе, потому что энергии в Европе вообще нигде нету, кроме Франции, может быть, с ее атомными станциями. Но атомные станции Франции стареют, у французов закончилась компетенция по их созданию и по их обновлению. И вот такой мой вопрос. Бондаренко Лев, Союз поляков, Молдавия. Спасибо за вопрос. Mulțumesc pentru întrebare. M-am referit anterior. În regiunea aceasta, sud-estul Europei, unde ne aflăm noi, centrala termoelectrică Molăvnea, sau de la Cuciurgan, cum îi mai spunem, îndeplinește și un rol sistemic important și am menționat funcționarea acestei centrale la o capacitate, cel puțin două blocuri energetice, două, trei blocuri energetice, asigură o stabilitate în sistemul energetic și în Moldova și în regiunea de sud a Ucrainei. Mulțumim frumos, stimați participanți, pentru
Evenimentul de astăzi, noi ne-am propus să vorbim atât despre viitorul, despre strategia care a fost prezentată de minister, dar de asemenea dorim să vă prezentăm și anumite istorii de succes, anumite proiecte care au fost realizate în Republica Moldova și pot fi replicate în mai multe regiuni. Și în acest scop aș dori să invit aici în scenă pe domnul Târșu Mihai, directorul Institutului de Energetică, care o să ne prezinte un proiect implementat pe parcursul 18 luni, da? Ați avut recent prezentarea rezultatelor acestui proiect și sperăm că el va fi și preluat de către alți operatori. Vă rog. Da, vă mulțumesc. Bună ziua, stimați participanți. Într-adevăr, sectorul energetic ne preocupă pe toți astăzi și noi, ca institut de cercetare, căutăm să găsim soluții eficiente pentru a depăși, pe de o parte, criza energetică, pe de altă parte, de a crește potențialul de utilizare a surselor de energie locale. Și noi am aplicat la un proiect ca să ne implementăm o inovație care noi am gândit-o și care credem noi că o să aibă un succes destul de mare în Republica Moldova. Aș porni de la faptul care este consumul de energie în țară. A menționat și domnul secretar de stat și domnul Magdăl. Noi, în prezent, dacă vedeți pe acest grafic, puțin câte puțin avem creștere de consum de energie și el este în jur de 3000 kilotep, după cum este arătat aici. Asta se datorează faptului că nivelul de confort, pe de o parte, crește, populația tinde să-și crească nivelul de confort, ceea ce înseamnă că are mai multă tehnică, mai multe frigidere, pe de o parte. Pe de altă parte, prioritățile statului sunt de a limita consumul de energie, ca să limităm emisiile de carbon, pentru că avem anumite ținte, după cum s-a menționat. Și acest lucru se poate face numai prin aplicarea tehnologiilor eficiente, ca pe de o parte să ne creștem nivelul de confort, pe de altă parte să reducem sau să menținem cel puțin acest nivel de consum. Ați văzut că și către anul 2030 se preconizează ca să nu depășim acest nivel de 3000 de kilotep. Aveți aici cum se repartizează consumul de energie pe fiecare sector și, într-adevăr, sectorul rezidențial este cel mai mare consumator de energie și anume aici ar fi bine de aplicat cele mai inovative soluții. Dacă analizăm nivelul de securitate energetică a țării, avem lipsa de interconectare cu sistemul UE, avem această interconectare, dar încă este slabă, din punct de vedere că ea merge pe teritoriul Ucrainei și apoi vine la centrala de la Cuciurgan. La moment, eficiența energetică este încă scăzută, după cum s-a menționat, practic, noi avem o intensitate de 3 ori mai mare comparativ cu nivelul mediu european. Utilizarea redusă a potențialului de surse de energie regenerabilă încă este și consumul de energie, ați văzut că este în creștere, toate acestea împreună duc la un nivel scăzut de securitate energetică. Care ar fi, în viziunea noastră, în cel mai apropiat timp, depășirea acestor impedimente și dezvoltarea consumului sau producerii generării locale? Sigur că avem cel puțin implementarea acestor 4 surse de energie regenerabilă, energia solară, vântul, energia cu potențial scăzut și biomasă. Noi ne-am propus în proiectul care l-am implementat să creștem eficiența de utilizare a energiei solare anume. A fost un proiect implementat în parteneriat cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași și Consiliul Județean Iași.
problema care a stat în cadrul acestui proiect să o soluționăm a ieșit din aceste patru, să zicem, argumente. Un consumator de obicei are nevoie de energie electrică. Pe de o parte ar trebui să utilizeze o instalație separat panouri fotovoltaice. Pe de altă parte are nevoie de apă caldă, ceea ce presupune utilizarea la colectoare de solare este altă tehnologie. Vara vrem să condiționăm, aceasta înseamnă utilizarea climatizoarelor, iar când vrem să încălzim, avem nevoie de cazan, de apă caldă. Noi ne-am pus problema ce ar fi să unim toate aceste patru instalații într-o singură instalație, ca să nu investim de patru ori și să avem eficiență majoră. Acesta este conceptul instalației care noi l-am elaborat. Tehnologia dată prevede panourile fotovoltaice, care tradițional prin invertor sunt conectate la rețeaua electrică și produc energie electrică. Pe de altă parte, noi aceste panouri fotovoltaice le-am dotat cu un sistem de extragere a căldurii din partea de desubt a acestora. Această căldură noi o extragem, o dăm la pompa termică, iar pompa termică respectiv ridică temperatura agentului extras de la aceste panouri la 50 de grade și o depozitează în boilere. Din boiler deja o utilizăm fie la încălzire, fie la apă caldă, fie la alte necesități. Pe de altă parte, acest agent termic care răcește panourile fotovoltaice are o temperatură joasă și dacă noi îl redirecționăm direct prin intermediul unor fancoiluri, deci producem aer rece, putem condiționa încăperea. Această tehnologie este foarte binevenită pentru a crește eficiența de generare a energiei electrică a panourilor fotovoltaice. Pentru că, dacă cunoașteți, acestea sunt direct dependente de temperatura exterioară. Cu cât temperatura exterioară este mai mare, cu atât eficiența de generare a panourilor cade. Iar vara, temperatura panourilor poate atinge și 70-80 de grade. Prin răcirea panourilor vara, atunci când e mult soare, am putea multă energie produce, respectiv noi creștem în paralel eficiența de producere a energiei electrice. Și aici este prezentat sistemul nostru de 10 kW, care noi l-am realizat în cadrul proiectului și l-am montat la sanatoriul Bucuria Sin de la Vadul Vodă, cu singurul scop că acolo se consumă multă apă caldă și noi avem nevoie pentru a avea un sistem eficient să consumăm această apă caldă. Vedeți pe acoperiș aceste două rânduri de panouri, chiar și pe timp când e zăpadă afară, când e frig, panourile generează apă caldă, indiferent că nu pot produce energie electrică. Dar apa caldă se produce, în partea de jos sunt prezentate echipamentele montate în camera de comandă. Aici, în cadrul proiectului, am realizat încă un sistem de genul acesta la partenerii din România cu o capacitate mai mică de 4 kW, ca și ei să se convingă că tehnologia este funcțională. Acesta a fost la un spital medic, la unitatea medico-socială de la Răducăneni, în regiunea Iași. A fost, de asemenea, un proiect, să zicem, cu un succes mai mare decât al nostru, deoarece la noi a fost prima și au fost anumite testări, ajustări. La ei deja am implementat cu ultimele ajustări și s-a primit mai bine ca la noi. Aici sunt niște date experimentale, pentru că noi monitorizăm sistemul 24/24, avem acces online. Și aici am prezentat exemplu pe data de 29 noiembrie sunt datele prezentate. Chiar și pe așa timp, cantitatea de o tonă de apă se încălzește în 3 ore la temperatura de 50 de grade. Și acolo, sigur, când noaptea deja cade
Deci nu este lumină, că scade copul acestei pompe și pompa se oprește. Și avem mai jos prezentată cum variază temperatura afară. Vedeți că este o temperatură de 4 grade. Pe de altă parte, aici avem compararea la producerea energiei pe data de 28 august. Am luat o zi de vară, înspre toamnă, și pe parcursul acestei zile sistemul nostru de 10 kW a produs 98 kW energie termică, a produs 33 kW energie electrică, iar singură pompă a consumat numai 25 kW. Adică sistemul nostru a acoperit integral consumul pompii termice și a generat o cantitate destul de mare de energie, având un cop de 49 în ziua respectivă. Eu aici vreau să menționez că pe parcursul la ultimele 2-3 luni, Sanatoriul Bucuria Sind a făcut economii de peste 300.000 de lei în urma economiei gazelor naturale care le utiliza până acum la încălzirea apei. Pe acest grafic este prezentat cum variază pe durata zilei eficiența de producere a energiei electrice. Noi am făcut un șir de panouri, l-am lăsat tradițional ca să producă energie electrică, a doilea l-am dotat cu acest sistem de extragere a căldurii și am făcut comparația aceasta și vedem cu roșu este energie electrică produsă de sistemul tradițional, iar cu albastru este sistemul nostru, cu tehnologia noastră. Pe partea dreaptă, jos, vedeți cum variază eficiența panourilor noastre dotate cu tehnologia față de cele tradiționale, vedeți că sunt ore în când, pe parcursul cărora chiar și 30% depășește producerea de energie electrică la sistemul nostru față de cel tradițional. În mediu pe zi se primește 12-15%, este mai mare energia electrică produsă de panourile dotate cu acest sistem, ceea ce a confirmat teoria care noi am dezvoltat-o și este și normal, deoarece acestea depind de temperatura exterioară. Unde am putea aplica aceste rezultate este prezentat aici, case familiare, blocuri de apartamente, clădiri rezidențiale, tot pot fi, dar cel mai bine este de utilizat acolo unde este consumul mai mare de apă caldă, ca aceasta să fie utilizată. Că dacă nu utilizăm apă, atunci nu are sens să implementăm astfel de sisteme. Pe partea dreaptă sunt prezentate unele rezultate de la măsurările care le-am făcut noi, ca să înțelegeți că 50 de grade depinde numai de pompa de căldură care o instalăm. Pentru că pompa care am pus-o, ea are specificul că nu poate ridica mai sus de 50. Dacă montăm altă pompă de căldură, respectiv și diapazonul de temperaturi va fi altul. Energia electrică, vedeți cât produce, reducerea consumului de gaze 3,3 metri cubi pe zi. La Răducăneni am pus și lemnele de foc, pentru că ei se încălzeau cu lemne până acum. Deja utilizează instalația și reduc și cantitatea de lemne și reducerea de bioxid de carbon la sistemul nostru este de 6,2 kg pe zi pe fiecare kilowatt instalat. Investiția. Da, investiția este mai mare ca sistemul tradițional, este în jur de 2300 de euro pe kilowatt-oră, dar aici include toate documentele la cheie, asta înseamnă și documentații și avize și tot. Eu consider că aceasta este primul proiect de cercetare, dar după dezvoltarea în serie la astfel de proiecte, costurile ar putea fi reduse și perioada de recuperare este mai ales în contextul prețurilor actuale la energie, s-a redus foarte mult, 2,5 ani. Noi când am început estimam la 4,5 ani. Dar acum, dacă analizăm costurile, s-au diminuat esențial perioada de recuperare. Ca metode de aplicare am prezentat aici câteva soluții, cum ar putea fi utilizate aceste panouri. Dacă vedeți aceasta din partea dreaptă, copertina,
urmare a dezvoltării panourilor noastre, tehnologiei noastre la Bucuria Sind, ei au extins toată clădirea cu panouri fotovoltaice, inclusiv în modul acesta cum este pe copertină. Deci este important să demonstrezi tehnologia ca cel care vrea să o utilizeze să perceapă care beneficii. Așa s-a întâmplat la Vadul Vodă, ei au înțeles că este o soluție bună și deja au găsit și finanță și au extins implementarea proiectului. Care este scopul acestui ghid? Deci am elaborat și un ghid de utilizare a acestei tehnologii. Care dorește să se familiarizeze poate citi în acest ghid, dar și poate să-și aleagă dimensiunile pentru tehnologia respectivă în funcție de necesitate și situația fiecăruia în parte. Aici este prezentat cel mai important tabel din acest ghid, care prezintă anumite suprafețe a locuințelor care vreți să le încălziți, de cât aveți nevoie energie pentru, sau putere instalată pentru a vă acoperi necesarul, câte panouri sunt și în funcție de este izolată casa sau nu este izolată, deci acest ghid prezintă, sunt mai multe tabele aici, o să vedeți dacă o să deschideți site-ul proiectului, o să-l găsiți ghidul pe site și găsiți informația respectivă la dimensionarea sistemului în caz că doriți să-l implementați. Asta este un proiect de succes, considerăm noi, echipa care a implementat acest proiect și l-a dezvoltat. Și ca să reducem la nivel de țară consumul de energie, consider că ar trebui acum de depus multe eforturi și de replicat la majoritatea instituțiilor, în primul rând publice, astfel de sisteme și în cazul dat noi vom reduce mult dependența de energia de import și vom utiliza energie curată. De aceea, soarele este viitorul și eu vă mulțumesc și pot să vă răspund la orice întrebare. Vă mulțumim foarte mult și vă felicităm. Felicităm Institutul de Energetică pentru acest proiect realizat și, într-adevăr, poate au apărut întrebări. Deci, vreau să spun că suntem în sală circa 60 de persoane, deci 60 de agenți economici care sperăm vor fi cineva cu interesat. Dacă doriți să precizați sau vă adresați careva întrebări, vă rog, microfonul este în sală, vă invităm. Careva întrebări sau comentarii. Sau ulterior o să puteți să vă adresați la Institutul de Energetică și probabil deja să discutați la direct posibilitatea preluării bunilor practici. Vă mulțumim foarte mult, domnul Mihai. Mulțumim frumos. Stimați participanți, cum am spus, suntem circa 60 de persoane. Toți cei care s-au înregistrat pentru conferința noastră, majoritatea întreprinderilor și mari și mici și mijlocii, au venit cu întrebări sau așteptarea lor a fost să audă care sunt programe de suport. Cum statul ajută antreprenorii sau cum poate să susțină în implementarea unor programe sau unor instrumente de eficiență energetică. Și noi am invitat astăzi reprezentanții Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, ODA, dar și AIPA. Ambele instituții au programe de suport și sper să vă fie util și interesant să ascultați prezentările care urmează. Aș dori să invit aici vicepreședintele ODA, domnul Marin Ghenciu, cu o prezentare despre un program în domeniul eficienței energetice. Vă rog, microfonul. Da. Mulțumesc mult, doamna Kalenik. Deci, în primul rând, după cum s-a menționat și anterior, asupra Republicii Moldova s-au bătut foarte multe crize în ultima perioadă. Una dintre cele mai stringente a fost creșterea exponențială a prețului la resurse energetice. De aceea, Ministerul Economiei împreună cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, toată vara, practic, am dedicat-o acestui program nou care a fost lansat la finele lunii iulie, programul de retehnologizare și eficiență energetică. Este un program care a venit să ajute antreprenorii care doresc să investească
în surse alternative de energie, în eficientizarea consumului de energie, ori pe de altă parte să investească în utilaje noi care de fapt ar reduce într-un final consumul de energie. Opa. În jos. Deci, pe scurt, din câte cunoașteți, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a fost reformată în această vară. Deci, pe lângă servicii de consultanță, formarea antreprenorială, noi avem de asemenea acces la finanțare. Prin intermediul organizației noastre, întreprinderile mici și mijlocii pot beneficia de granturi ori credite, lua credite preferențiale de la băncile comerciale, iar noi garantăm aceste credite băncilor, deci avem un fond de garantare a creditelor. De asemenea, facem parte din acest dialog public-privat, prin intermediul nostru organizăm diferite forumuri, focus grupuri și așa mai departe, iar într-un final avem infrastructură și suport în afaceri, deci noi gestionăm incubatoarele de afaceri în fiecare dintre raioanele unde sunt, avem 11 incubatoare de afaceri în raioanele țării și de asemenea suntem în dezvoltarea platformelor multifuncționale industriale. De asemenea, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, fost ODIM-ul, a avut tradițional câteva programe de startup-uri. Deci, inițial, programele pentru startup-uri erau destinate unor categorii specifice a populației care doreau să se lanseze în afaceri. Deci, în 2010 a fost lansat ODA, programul Pare 1+1, care a fost destinat migranților. Ulterior, s-a lansat Femei în afaceri, programul de ecologizare, Start pentru tineri, digitalizarea, internaționalizarea și mai nou avem ultimele două programe, este retehnologizarea și eficiența energetică și inovații digitale și startup-uri tehnologice. După câte vedeți, la programul retehnologizare avem cel mai consistent aport din partea statului. Deci pentru fiecare leu investit de către antreprenor, statul vine să suplinească acea sumă tot cu un leu. Deci este raportul de 50-50 și grantul maxim este de 2 milioane de lei. Grantul pe care puteți să-l obțineți din partea Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în cazul în care planul dumneavoastră investițional este eligibil, veniți cu articole eligibile și treceți toate etapele de selectare a planului de afaceri. Deci, după cum am menționat, programul de retehnologizare și eficiență energetică a fost lansat în acest an, la finele lunii iulie. Obiectivul a fost înlocuirea echipamentelor tehnice ineficiente și, pe de altă parte, reducerea prin implementarea soluțiilor de surse alternative de energie. Deci, noi, practic, finanțăm tot ce numim noi soluții inovative în domeniul resurselor regenerabile ori resurselor energetice. Deci aici vedeți domeniile prioritare, deci acestea sunt domenii prioritare, dar asta nu înseamnă că noi nu finanțăm și alte domenii de activitate. De cealaltă parte, vedeți domeniile neeligibile. Deci, după cum cunoașteți, noi nu finanțăm în primul rând activitățile în domeniul comerțului, asta este foarte important, tranzacțiile imobiliare, comerțul cu armamentul, activități de producere sau comercializare a tutunului și băuturilor alcoolice. De menționat că acest program de retehnologizare și eficiență energetică are 4 elemente. Deci, primele două se referă la tehnologizare și retehnologizare, în care grantul maxim este de până la 2 milioane de lei, iar celelalte două este surse alternative de energie și eficiență energetică, unde grantul maxim este de 1,5 milioane. Deci, care sunt etapele? Prima etapă este etapa de informare și consultare, în care dumneavoastră puteți veni să identificați acele prin ajutorul consultanților noștri să vă ajutăm să identificați care sunt articolele eligibile,
ce așteptăm noi să vedem în acel business plan și care o să fie impactul implementării acelor resurse, acelor soluții pe care, cu care dumneavoastră veniți de implementare în acest program. Suportul, oferirea, după ce ați trecut, ați depus cererea de finanțare, ați trecut etapa de evaluare internă și, într-un final, treceți etapa de comitet de finanțare și risc, avem un nou organ care, practic, validează acea evaluare pe care o facem noi intern și ultima etapă este etapa de monitorizare și evaluare. Deci în urma implementării programului dumneavoastră o să fiți sub monitorizarea organizației noastre. Deci noi dorim să vedem că de fapt banii pe care statul vă îi oferă pentru a implementa acele soluții de eficiență energetică au adus careva aport. Deci fie că cu timpul dumneavoastră v-ați sporit locurile de muncă, fie că ați crescut în vânzările pe care le aveți. Deci statul așteaptă pe de o parte să vă ofere un grant, pe de altă parte așteaptă să vadă o dezvoltare a organizației pe care o reprezentați, fiindcă de fapt asta se cuantifică ulterior în impozite plătite la bugetul de stat. Criterii de eligibilitate, după câte vedeți, este activitatea să fie pe teritoriul Republicii Moldova, întreprinderea să fie înregistrată și să activeze ultimele 24 de luni și după caz, menționez după caz, fiindcă ați văzut că sunt patru domenii de, care acoperă acest program și unul din programe este eficiența energetică. Ori eficiența energetică fără un raport de audit energetic nu poate exista. De aceea, în cazul celor care aplică la componenta de eficiență energetică, este de asemenea obligatoriu un raport de audit energetic. După cum am menționat, contribuția proprie reprezintă 50% din toată suma pe care o investiți în acest proiect investițional. Grantul maxim este de 2 milioane de lei, dar 2 milioane de lei este doar la retehnologizare și tehnologizare. La celelalte două componente de eficiență energetică și surse alternative de energie, grantul maxim este de 1,5 milioane. De asemenea, este de menționat că spre deosebire de alte organizații, colegii de la IPA o să discute, care ulterior fac plățile post-factum, după ce dumneavoastră ați investit toți banii și ați depus toate documentele, statul vă returnează o parte din bani. În cadrul acestui program, dumneavoastră ați investit 50%, noi vă dăm 50%, după ce ați investit toți banii, vă mai returnăm cealaltă parte din... Deci, practic, proiectul investițional merge în trei tranșe. Cheltuieli eligibile, deci utilaj de automatizare, echipamente pentru robotizare, modernizarea liniilor tehnologice, soluții IT, sisteme de învățare, asta în cadrul programului, în cadrul componentelor tehnologizare și retehnologizare, și cheltuieli eligibile la valorificarea surselor alternative de energie, sunt panourile fotovoltaice, sistemele solare pentru încălzirea apei, instalații eoliene, utilaj și echipament tehnologic pentru producerea și utilizarea biogazului, utilaj și instalații pentru încălzire. De asemenea, vreau să menționez că pe lângă acest program, ODA mai are un program. Este programul de ecologizare. Programul de retehnologizare a venit ca un supliment a programului de ecologizare, fiindcă în cadrul acelui program noi venim să finanțăm soluțiile de ecologizare a proceselor dumneavoastră tehnologice. Deci când vorbim soluții de ecologizare, ne referim la poluarea aerului, gestionarea deșeurilor și apele reziduale pe care companiile, fiindcă deseori companiile sunt unii din cei mai mari poluanți ai mediului înconjurător. De aceea vreau să menționez că acel program de ecologizare este cu condiții și mai facilitare decât programul de retehnologizare, fiindcă în programul de retehnologizare contribuția proprie este 50-50, 50 contribuție proprie, 50 contribuția statului, ori în programul de ecologizare contribuția proprie este doar de 30% din suma proiectului investițional. De aceea, cei eligibili la programul ecologizare, clar că ar fi mai bine să vină inițial la programul de ecologizare, să utilizeze acele surse de, care sunt oferite din partea statului pentru a ecologiza procesul de producere, iar ulterior, după implementarea cu succes a
programul respectiv să vină și la programul de retehnologizare. Acestea fiind spuse, dacă sunt întrebări la mine... Vă rog, domnul Ghinciu, vă mulțumim foarte mult pentru prezentare. Știm că toate condițiile sunt publicate pe pagina ODA. De asemenea, noi pe platforma Camere am organizat ședințe comune unde au fost prezentate toate programele de suport ODA. Deci, informația este publică. Poate ne spuneți câți beneficiari deja avem în acest program? Vreau să menționez că programul de retehnologizare și eficiență energetică, dat fiind faptul că a fost lansat, deci hotărârea de guvern a fost votată în 22 iulie, deci noi practic în luna octombrie deja am dat primele granturi. Este programul care se bucură de cel mai mare succes momentan. Chiar luna trecută am dat, am făcut un calcul, avem 31 de companii care au aplicat și au câștigat din partea, am semnat contractele de finanțare nerambursabilă și este programul în care, deși avem un buget destul de consistent pentru acest an, avem 55 de milioane de lei, se bucură de cel mai mare succes și practic merge cu ritmul cel mai rapid, să spunem așa. Da. Sau lucrează. Mă numesc Cristina. Bună ziua, mă numesc Cristina Iuncu, sunt jurist-consult în cadrul compania Garista Agricola. Privitor la proiectul pe care dumneavoastră l-ați prezentat, suntem familiarizați un pic și în acest context vreau să vă întrebăm care este rolul Green City Lab vis-a-vis de acest proiect. Deci noi în acest proiect, la fel ca și în proiectul de transformare digitală, lucrăm cu USAID-ul. Deci USAID-ul, prin intermediul programului Tehnologiile Viitorului, sunt partenerii noștri în cadrul acestor două proiecte. Mai nou este și în programul de startup-uri digitale. Deci în cadrul acestui parteneriat pe care îl avem noi cu FTA-ul, cu USAID-ul și guvernul Suediei, FTA a pus la dispoziția noastră centrele lor de consultanți, fiindcă deseori ce se întâmpla, companiile care doreau să vină să aplice la programele ODA, fie nu înțelegeau ce numim transformare digitală, fie care sunt sursele, care sunt soluțiile. Spre exemplu, sunt soluții în domeniul digital pe care noi nici nu cunoaștem că ele sunt implementate la ora actuală. De aceea USAID-ul a venit cu aceste centre de excelență pe fiecare dintre programe și oferă consultanță gratis oricărei companii care dorește să aplice la programele ODA. În cadrul programului de eficiență energetică, de retehnologizare și eficiență energetică, unul din partenerii cu care lucrează USAID-ul prin intermediul inclusiv a nostru este Green City Lab, asociația obștească. Nu. Recomandarea mea este așa. Dacă dumneavoastră știți exact și aveți soluția pe care dumneavoastră o doriți să o implementați și nu aveți nevoie de acea consultanță de expert, atunci sunteți binevenit să aplicați de sine stătător. Deci doar în cazul în care nu știți ce soluții vă poate oferi piața, fie aveți careva probleme de a obține o consultanță a unui expert, deci doar în cazul respectiv vă adresați la Green City Lab. Adică asta am vrut să spun, ele sunt absolut gratis, cel puțin trebuie să fie absolut gratis, consultația în cadrul acestui program, fiindcă ei sunt finanțați de către USAID prin intermediul programului Tehnologiile Viitorului. Și doar în cazul în care vi se cere careva taxe pentru consultanță, atunci vă puteți adresa la noi, fiindcă ei sunt obligați să o facă absolut gratis. Mulțumim.
Deci consultanța este accesibilă, fonduri sunt accesibile. Dorim să vă mai prezentăm încă un program de suport, de subvenționare, care este oferit de AIPA. Vă rog, vă invităm pentru prezentare. Bună ziua, dragă audiență! Mulțumim de invitație. Eu reprezint Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, mă numesc Elena Stoian. Am să prezint mecanismele de subvenționare care sunt acordate din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediul Rural, implementat de către agenție. Așa, continuare. Am să vă prezint cadrul legal, este hotărârea de guvern 455 din 2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național din domeniul agriculturii și mediul rural, anume subvențiile post-investiționale, adică dumneavoastră ați efectuat investiția, după care ați pregătit actele necesare și depuneți cererea la agenție pentru solicitarea subvenției. Pentru domeniul energiei regenerabile avem măsura 4, îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rurale. Domeniul de acțiune este investițiile efectuate în construcția sistemelor de producere a energiei regenerabile, echipamentele eligibile sunt panourile solare cu sistem de încălzire, cum ar fi pompe, conducte, tuburi solare, panouri fotovoltaice pentru producerea curentului electric, accesorii destinate pentru instalarea panourilor fotovoltaice, inclusiv invertoarelor, investiții eoliene pentru producerea curentului electric, utilaj și echipament tehnologic pentru producerea biogazului și utilaj și instalații pentru încălzirea termală, pompe, conducte, rezervoare. Mărimea sprijinului acordat pentru măsura dată este de până la 50% din costul investiției eligibile, iar plafonul maximal nu trebuie, adică nu este mai mult decât 1.500.000 de lei per beneficiar pentru utilajul, echipamentul și instalațiile de producere a energiei regenerabile. Documentele obligatorii pentru solicitarea subvenției sunt, de asemenea, dumneavoastră puteți să le vedeți accesând site-ul nostru și apropiindu-vă la oficiile teritoriale care le avem în teritoriu, 10 oficii teritoriale. Așa, documentele, cum am menționat, este cererea de solicitare a subvenției, este cerere model tipizat, declarația privind clasificarea producătorului agricol, copia de pe certificatul de înregistrare cu anexarea declarației de constituire în cazul în care este gospodărie țărănească. Pentru celelalți entități este certificatul de înregistrare. Certificatul ce atestă că producătorul agricol este membru a unei asociații de profil. Copia situației financiare pentru anul precedent, în cazul în care este înființată întreprinderea anul curent, atunci nu este necesar de prezentat actul dat. Documentul primar privind contabilizarea mijloacelor fixe, mijlocului fix, declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și documentelor prezentate, schița de proiect, copia devizului de cheltuieli aprobat și verificat de specialiștii atestați, procesul verbal de executare a lucrărilor și procesul verbal de recepție finală, de asemenea, copia de pe dispozițiile de plată, ordinele de plată cu privire la achitarea lucrărilor, echipamentelor și materialelor de construcție. Criteriile generale, aș vrea să menționez că perioada de depunere a dosarelor, a cererilor de solicitare a sprijinului financiar, este de la 1 februarie până la 31 octombrie. Investiția trebuie să fie efectuată, procurarea echipamentelor, utilajelor, anul precedent subvenționării. Vreau să menționez că anul de subvenționare începe de la 1 noiembrie anului precedent și se finisează până la 31 octombrie anului curent. Criteriul de eligibilitate este ca bunurile să fie procurate de la furnizori autorizați. Producătorul agricol, entitatea agricolă, nu trebuie să aibă restanțe la bugetul de stat.
cum am menționat și mai sus printre actele obligatorii, apartenința la una dintre asociațiile producătorilor de profil, producătorilor agricoli. Dovedesc prin acte confirmative că au făcut investiții, adică facturi, contracte, ordine de plată. Sunt deținători legali ai bunurilor imobile care se face investiția. Trebuie să dețină în cazul în care este arendă, atunci bunul trebuie să fie cel pe 7 ani arendat. Aici vă voi prezenta cum vreau să menționez că în ultima perioadă, adică în anul curent, avem depuse la măsura dată 31 de proiecte cu valoarea investiției de circa 54 de milioane și le vedem repartizate, după cum vedeți, mai mult în centru, central. Avem 22 de proiecte în raioanele de nord, 12 proiecte în raioanele de sud și 2 proiecte în Găgăuzia. Aș vrea să menționez un alt mecanism de subvenționare. Colegii de la ODA au spus că noi avem doar post-investițional, adică dumneavoastră faceți investiția, după care veniți și depuneți cererea pentru solicitarea subvenției. Dar vreau să menționez că avem și în avans. Avem cadrul legal, menționez hotărârea de guvern 476 din 2019 cu privire la regulamentul hotărârea cu privire la regulamentul de acordare a subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural. Aici avem 3 măsuri. Măsura 3, ea, măsura care se referă la diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole. Domeniul de acțiune a acestei măsuri este achiziționarea de sisteme și mașini, echipamente și utilaje non-agricole, inclusiv și sisteme de producere și furnizare a energiei folosind resursele regenerabile. Sprijinul acordat este de 50% din costul investiției eligibile pentru subvenționare. Mijloacele financiare pentru măsura dată se acordă din Fondul Național până la 5%, aprobat anual, adică de fondul este aprobat anual prin legea bugetului de stat. În anul curent, Fondul Național este a fost aprobat în sumă de 1 miliard 750 de milioane, agenția fiind de intervenție și plăți, fiind unica agenție care gestionează așa fond enorm din țară. Beneficiari ai măsurii date sunt entitățile non-agricole. Criteriile de eligibilitate în cazul dat trebuie ca producătorul agricol, entitatea agricolă, non-agricolă, mă scuzați, să implementeze proiectul în timp de 24 de luni, să asigure durabilitatea proiectului subvenționat pe parcursul a 5 ani de zile, și valoarea subvenției, cum v-am menționat mai sus, va constitui 50% din costul eligibil a investiției, iar proiectul nu trebuie să depășească valoarea investiției de 1 milion de lei. Plata subvenției se acordă în 2 tranșe. Prima tranșă este acordată în valoare de 80% din valoarea subvenției. Se oferă la semnarea contractului și cu prezentarea contribuției de 50% din valoarea proiectului investițional. Se debursează în contul escrow. A doua tranșă este debursată la finalizarea proiectului și dărinii exploatarea obiectului și valoarea fiind de 20% din valoarea subvenției. Documentele obligatorii pentru măsura dată este cererea tipizată de solicitarea subvenției în avans, planul de afaceri elaborat pe o perioadă de 5 ani, declarația pe propria răspundere privind veridicitatea informației pe care dumneavoastră o prezentați, prezentarea minim a 3 oferte pentru utilajul, echipamentul ce urmează a fi achiziționat, documente justificative care demonstrează disponibilitatea cofinanțării. La depunerea dosarului dumneavoastră prezentați 20%. Contribuția arătați că aveți disponibil cofinanțarea. Proiectul tehnic elaborat, devizul de cheltuieli de asemenea elaborat de vizier.
Asta e ce am vrut să vă prezint. Dacă aveți întrebări. Vă mulțumesc. Nu sunt întrebări. Aș vrea să întreb dacă e posibil de depus dosar electronic. Nu. Încă. Sperăm că pe viitor. La ODA știu că se depun toate dosarele doar în format electronic. Area unde dumneavoastră faceți investiția, respectiv investiția ce ține de măsura 3, plățile în avans, mecanismul de acordare subvențiilor în avans, investiția trebuie să o faceți în zona rurală, în localități, în sate sau orașe, până la 10.000 de locuitori. Mulțumim foarte mult. Deci câteva programe utile pentru agenții economici oferite de AIPA. Sunt în sală beneficiarii care deja au beneficiat de aceste programe? Încă nu, deci cred că după prezentarea dumneavoastră o să aveți mai multe adresări, solicitări cel puțin. Până acum noi am vorbit despre programe de stat oferite în domeniul eficienței energetice, dar avem și mai mulți parteneri de dezvoltare care susțin acest domeniu și sunt mai multe proiecte care de asemenea sunt accesibile agenților economici. Deci, în continuare, vom vorbi anume despre astfel de proiecte. În special, vom vorbi despre proiectul IUFO Business și proiectul Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare. Și aici aș vrea să invit pe domnul Alexandru Bologa, care este coordonatorul local al proiectului respectiv, după care o să intervină și domnul Kondratski Vitali, care ne va vorbi despre facilitarea finanțării economiei verzi. Vă rog. Da, mersi mult. Stimați colegi, bună ziua. În primul rând, sincere felicitări că se spune că astăzi e ziua noastră profesională, da? Ziua energeticianului și vreau să vă doresc multă, multă sănătate înainte și de Doamne mai multe proiecte implementate împreună cu Camera de Comerț și Industrie, cu Guvernul Republicii Moldova și cu multe alte fonduri care sunt disponibile pe teritoriul Republicii Moldova. Și astăzi, împreună cu dumneavoastră, o să vorbim despre proiectul UFO Business EBRD Credit Line. Deci eu vreau să vă spun că proiectul, da, deja este în plină companie de implementare. Pe teritoriul Republicii Moldova deja suntem maturi, avem 5 ani și ceva. Deja am învățat să mergem, acum alergăm și o să vedeți rezultatele bune care deja sunt atinse pe parcurs de 5 ani și ceva. Ce este proiectul UFO Business? Moldova este țara agriculturii abundente, cu o varietate extraordinară a bucatelor și vinurilor. Un număr crescător al industriilor tinere, un sector hospitalier și al serviciilor în devenire, și altor sectoare și altor afaceri, ce sunt ancorate adânc în sectorul moldovenesc al MMM. Zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător, pe scurt DCFTA, ce a fost negociată între Uniunea Europeană și Moldova, conturează unele oportunități pentru MMM moldovenești ce le permite de a-și extinde piețele de desfacere între țările UE. DCFTA permite MMM moldovene să capete acces la piețele UE cu produsele și serviciile lor, prin introducerea standardelor de igienă pentru produsele agricole și aproximarea regulamentelor pentru produsele industriale. Pentru ca MMM moldovenesc să beneficieze din plin din aceste oportunități, ele vor trebui să corespundă directivelor relevante ale UE. În multe cazuri, aceasta ar însemna investirea în echipament și tehnologii ce ar facilita corespunderea cu directivele UE. Pentru a ajuta MMM să identifice cerințele și să investească, UE și BRD au creat linia de creditare EU for Business BRD. Aceasta este un program ce constă din împrumuturi oferite prin intermediul băncilor partenere din Moldova, stimulând sub formă de grant în mărime de până la 15% din suma eligibilă a împrumutului, plătibil la implementarea cu succes a proiectului, asistență tehnică oferită de către o echipă de ingineri la nivel internațional, și această asistență este gratuită pentru MMM care investesc în echipament și tehnologii într-o respectare a directivelor UE. Investițiile pot include mașini, echipament de producere, linii de producere, boilere noi, sisteme de răcire, pompe de aer cald, clădiri pentru scopuri de producere, depozite și încăperi frigorifice, camioane și trailere, echipament de transportare a pământului, sisteme de păstrare a grânelor, mori, unități de producere a furajului pentru animale, instalații de purificare a apei și multe altele. Un avantaj adițional, astfel de investiții ajută MMM să crească calitatea produselor, să-și mărească profitabilitatea și să sporească competitivitatea în Moldova. Este un câștig din care parte nu ai privi,
Pentru inspirația adăugătoare vă îndemnăm să mergeți la pagina www.euforbusinessebrd.creditline.com sau să contactați consultații proiectului la adresa info.moldova@euforbusinessebrd.creditline.com. În linii generale, dumneavoastră, cum ați văzut acest filmuleț și acum vom concentra la unele detalii sau aspecte proiectului dat. Ce este linia de creditare Euforbusiness EBRD Credit Line? Deci este o facilitate special concepută în așa țări ca Georgia, Moldova, Ucraina, Armenia, Azerbaijan pentru a accesa aceste piețe. Pentru a concura absolut deschis pe piețele Uniunii Europene, de a fi competitivi. Deci de a veni cu produse atât de calitative cum cere Uniunea Europeană, conform prevederilor, standardelor, normelor, directivelor Uniunii Europene. Deci, totul se bazează pe trei piloni de bază. Primul pilon de referință este protecția mediului, al doilea este sănătate și securitate în muncă și al treilea, calitatea și siguranță a produselor. Proiectul este absolut deschis pentru toate companiile care doresc retehnologizare, despre care astăzi am vorbit mult. Deci, schimbarea echipamentului obosit, chinuit, care deja este mai puțin eficient energetic, care deja acum cere schimbarea sau investițiile sunt destul de mari în întreținerea echipamentului, atunci, într-adevăr, prin intermediul proiectului, acest echipament poate fi înlocuit. Noi nu vorbim numai despre înlocuirea echipamentului existent, noi vorbim și despre procurarea echipamentelor noi. Dacă compania dorește alinierea la cerințele, normele, standardele Uniunii Europene și aplicarea acestor directive în cadrul proceselor tehnologice, dumneavoastră veniți la noi și asistența noastră, cum era spus și este, este una absolut gratuită. Mai departe, proiectul este implementat prin intermediul la 5 bănci parteneri, despre care vorbim în următoarele 2-3 minute, și încă o dată, repet, toată asistența noastră, experților internaționali care pot analiza prin prisma experienței acumulate, procesul tehnologic, recomandările privind reducerea pierderilor, transformarea pierderilor în venituri, reabilitarea unor etape proceselor tehnologice este absolut gratuită. Cu mare drag venim la întreprinderea dumneavoastră, discutăm cu dumneavoastră, vedem procesul tehnologic și mai departe dumneavoastră rămâneți cu un bagaj plăcut parte recomandărilor din partea noastră, anume care părțile integrare procesului tehnologic trebuie fi înlocuite. Trebuie fi îmbunătățite cu scopul încă o dată transformării pierderilor în veniturile, cu scopul reducerii consumului de energie, cu scopul de reducerii acestei cote de consum energiei electrice în produsul final. Proiectul este implementat în trei categorii. Cea mai simplă categorie, cea mai ușoară, cea mai populară în Republica Moldova este categoria LED. Ea vine de la List of Eligible Technologies. Deci, este o bază de date, o bază de date enormă, care cuprinde, pupă, cristalizează deja soluțiile tehnice preaprobate. Dacă dumneavoastră procurați o tehnică care deja se regăsește pe paginuțele web și în bază electronică, dumneavoastră momentan sunteți eligibil, se deschide linia de creditare și componenta de grant va fi 10%. Mai departe, vorbim despre securitatea alimentară, vorbim despre procesarea lactatelor, mizerilor, brutăriilor, restaurante și multe altele. La fel, tot este baza de date și dacă dumneavoastră vă încadrați aici, componenta de grant va fi până la 15%. Și vorbim despre proiecte complexe. Vorbim despre proiecte care pupă mai multe tehnologii împreună. Reabilitarea liniilor tehnologice, reabilitarea brutăriilor, sistemele de încălzire, ventilare, condiționare, hale, blocuri, oficii, showroom-uri, frigidere, abatoare, creșterea păsărilor, creșterea animalelor și multe altele, atunci suma maximă care poate fi atinsă este de 3 milioane euro și atunci componenta de grant este de 15%. Băncile partenere locale sunt OTP, Maivu, Victoria, Procredit și Exim Banca. Toată această informație este absolut accesibilă pe paginuța web a site-ului nostru. Rezultatele care sunt atinse până în luna octombrie, finirea lunii octombrie anului 2022. Cum am spus eu, noi deja suntem aici 5 ani și ceva și dumneavoastră vedeți că deja avem 449 proiecte implementate cu succes. La moment deja avem, cred că, peste 460-465
proiecte care s-au bucurat de asistența noastră tehnică gratuită, de finanțare, de implementarea proiectelor și de componente de grant. Este dimensionat, aparte dimensionat, că proiectul nostru este complet compatibil cu AIPA, cu subsidiile, este compatibil cu ODA și sunt foarte multe întreprinderi care au beneficiat din diferite instituții și au venit și au trecut și prin mâinile noastre. Ce este important și la întrebarea dumneavoastră, depunerea dosarelor numai în format electronic. Deci, tot este un avantaj mare. Vorbim despre distribuția acestor sume prin prisma economiei naționale și direcțiilor economiei naționale. Deja în decurs de 5 ani și ceva, deja sunt investite peste 113 milioane euro, vorbim cu referință la octombrie 2022. Eu cred că această sumă acum se apropie la 120-122 milioane euro, deja investite în întreprinderile publice Moldova și deja avem aceste statistici pe segmentele de bază. Vorbim despre distribuția proiectelor în întreaga țară și cum vedeți, aproximativ peste 50% din proiecte sunt în afară Chișinăului. Avem toată Republica. Vorbim despre beneficiile economiei verzi. Ce înseamnă economie verde? Deci, reducerea emisiilor de CO2, reducerea combustibililor, reducerea poluării mediului. Condiția de bază a proiectului este a investi în viitorul și în prezentul, a investi în tehnologiile eficiente energetice. Deci asta ce înseamnă? Înlocuirea geamurilor vechi cu geamurile noi, izolarea termică a clădirilor, da? Schimbarea liniilor tehnologice mai obosite, mai chinuite, cu liniile mult mai performante, înlocuirea echipamentului vechi care plânge și spune stăpâne, deja sunt foarte obosit, trebuie de făcut ceva și atunci, într-adevăr, suntem noi alături cu dumneavoastră și împreună analizăm necesitatea. Poate sărim împreună, facem o săritură pe vertical și trecem la ceva nou, ceva extraordinar, cum a fost implementat în cadrul la foarte multe proiecte care, într-adevăr, s-au bucurat de această săritură pe vertical, cu o treaptă, dar în desea ori cu două trepte în sus. Deci, din 96 proiecte care deja sunt implementate și evaluate pe teritoriul Republicii Moldova, peste 64% sunt credite verzi. Deci înseamnă că investițiile au redus consumul energiei, energie primară, și reducerea emisiilor de CO2. Cifrele respective dumneavoastră vedeți. Deci noi la maximum înverzim Republica Moldova prin prisma acestor investiții în cadrul proiectului dat. Cum am spus eu și repet încă o dată, cum putem să înverzim? Înlocuirea tehnologiilor vechi cu tehnologiile noi. Geamuri, izolare termică, sisteme de încălzire, ventilare, colectoare pentru producerea la apă caldă, panourile fotovoltaice, stațiile eoliene, stațiile de biogaz și multe altele. Noi am vorbit aici despre stațiile de biogaz. Da, noi deja avem câteva adresări mari privind stațiile de biogaz. Da, noi finanțăm foarte bine panourile fotovoltaice și avem un curcubeu extraordinar de mare a panourilor fotovoltaice de la 5, 6, 10 kW până la 550-600 kW. Pentru reducerea consumului propriu. Chiar recent, săptămâna aceasta, noi am primit câteva adresări până la 1 MW pentru reducerea consumului propriu a întreprinderilor. Perioada de recuperare a investițiilor depășește toate așteptările. Perioada e foarte scumpă, foarte scurtă. Vorbim despre foarte multe tehnologii noi, care într-adevăr își lasă amprenta pe teritoriul Republicii Moldova. Vorbim despre abordarea simplă și abordarea complexă. Eu nu vreau să vă obosesc cu textul care este scris acum pe ecran. Eu vreau să vorbesc de la inima cu dumneavoastră. Unde și ce finanțăm noi? Noi finanțăm absolut toată agricultura. Deci noi finanțăm sere, sistemele de irigare, sistemele de încălzire, ventilare, condiționare, sistemele pentru tratarea apei și sistemele pentru tratarea apelor reziduale și stațiile locale pentru epurarea apelor. Vorbim despre vii și levez. Vorbim absolut despre toată tehnica agricolă. Tractoare, semănătoare, stropitoare. Vorbim despre tot curcubeul tehnologiilor în agricultură. Vorbim despre frigidere pentru păstrarea legumelor. Vorbim despre camerele de păstrare și camerele frigorifice. Vorbim despre frigidere unde temperatura ajunge până la 18-24 și până la minus 80 de grade. Avem aceste proiecte și avem un curcubeu mare acestor proiecte.
Vorbim despre procesarea lemnului, plasticului, vorbim despre procesarea ceramicii, vorbim despre mobila, sistemele de încălzire, ventilare, condiționare, hale industriale, vorbim despre showroom-uri, practic showroom-urile care sunt construite pentru foarte multe companii pe care vedeți la nordul Republicii Moldova, centru, drumul spre Cricova, sudul Republicii Moldova, toate au trecut prin mâinile noastre. Nu pot să fac acum publicitate la aceste companii. Vorbim despre abatoare, vorbim despre creșterea păsărilor, creșterea animalelor, vorbim despre creșterea peștelui, tot, absolut. Hotele, cantine, spitale, vorbim despre brutării, vorbim toată energetica regenerabilă. Deci suntem activi în absolut toate sectoarele economiei naționale. Încă o dată, la dispoziția dumneavoastră este pusă toată experiența echipei internaționale la care experții depășesc experiența cu 20-25 ani în eficiență energetică și regenerabilele. Eu cer din partea dumneavoastră numai să ne acordați nou timpul. Ne întâlnim, discutăm și transformăm ideile care aveți dumneavoastră în realitatea. Deja avem peste 400 și ceva proiecte implementate cu succes. Deja avem peste 115-120 milioane euro investite și eu vă invit în această familie mare a companiilor care deja au beneficiat de asistența noastră. Companiilor care deja au redus consumurile. Companiile care deja au accesat piețele Uniunii Europene și care colaborează cu Uniunea Europeană și care într-adevăr acum au profituri extraordinare și care se dezvoltă practic pe vertical. Deci, aici suntem noi și încă vom fi. Și acum câteva exemple pentru a arăta realitatea pe diferite segmente. Vorbim despre compania care se ocupa cu produsele de mare, investiția 300.000 euro în echipamente de procesare și ambalare a fructelor de mare, echipamente de distribuție și vehiculele respective. Componenta de grant 45.000 euro, reducerea consumului de energie, o vedeți. Deci, cel puțin 27% companie au redus consumurile. Creșterea păsărilor, primul proiect acestei întreprinderi, reabilitarea halelor și instalarea echipamentului modern pentru hrana păsărilor. 1.550.000 euro, grantul respectiv, vedeți, reducerea consumului de energie 33%. Vorbim despre o vinerie de la sudul Republicii Moldova, iarăși primul proiect, al doilea proiect absolut similar. Deci deja compania a beneficiat și al doilea proiect. Primul proiect a rămas cu 1 milion euro. Componenta de grant respectiv o aveți. Reducerea consumului de energie peste 30%. Showroom-ul pentru tehnică agricolă. Două showroom-uri au trecut. Deja acum este și al treilea proiect în implementare. Practic e finisat. 388.000 euro, 700.000 euro, granturile respective, reducerea consumului de energie peste 20%. Vorbim despre echipamente pentru bovine, laptele, mulsul și păstrarea laptelui și răcirea laptelui în baza la pompe de căldură. Grant 345.000 euro creditul, grantul respectiv, reducerea consumului de energie aproximativ 29%. Serie. Avem complexe foarte moderne, într-adevăr foarte moderne, deci ultimul râcnet a modii în teritoriul Republicii Moldova, deci seriele sunt din Spania, seriele sunt din Italia, deci la cheie, absolut, finanțăm tot. Noi finanțăm nu numai soluția tehnică, noi finanțăm ciclu. Procurarea, livrarea, instalarea, reglarea, pornirea, certificarea, standardizarea, antrenarea personalului și darea în exploatare. Deci, vedeți, noi includem, pupăm tot ciclul în cadrul proiectului UFO Business IBRD Credit Line. Costul proiectului, vedeți, componenta de grant respectiv 110.000 euro, reducerea consumului de energie peste 50%. Am investit și în companie care se ocupă cu colectarea și reciclarea gunoiului. Am asistat la procurarea autovehiculelor specializate. Linie de creditare aproximativ 590.000 euro, grantul respectiv și reducerea emisiilor cu peste 20%. Procesarea floarea soarelui, aproximativ 1.800.000 euro creditul, grantul 270.000 euro,
reducerea consumului de energie aproximativ 25% după schimbarea echipamentului chinuit, obosit, cu un echipament foarte performant, cu gradul de automatizare extraordinar. Vorbim despre o direcție nouă pentru Republica Moldova, o tipografie care s-a axat pe imprimare pe o hârtie biodegradabilă. Compania este foarte populară, comenzile sunt foarte mari. Compania a deschis piața României, piața Uniunii Europene. Compania lucrează primordial numai acum pentru Uniunea Europeană și compania este foarte întrebată și produsul imprimării foarte întrebat pe teritoriul Uniunii Europene. Deci comenzile sunt foarte mari și compania se bucură cu o popularitate imensă. Datorită la hârtie biodegradabilă. Investițiile respective aveți și reducerea consumului de energie 35%. Producătorul de mere, primul proiect, 350.000 euro, prima investiție în echipamentul, vehicule, clădirea și restul. Această întreprindere la moment finalizează al treilea proiect, prin prisma proiectului UFO Business IBRD Credit Line, toate investițiile acum s-au ridicat la 1.700.000 euro. Compania care a avut încăpere nu mai mare decât această cameră unde suntem noi astăzi și acum compania s-a dezvoltat, încăperile sunt cel puțin de vreo 6-7 ori mai mari, cu două etaje, cu stocarea, procesarea, prelucrarea, cu omanizarea mierii, cu îmbutelierea și exportul în Uniunea Europeană, absolut cu toate standardele și cerințele directivelor Uniunii Europene. Deci acum compania mai mult exportă în Uniunea Europeană și piețele Uniunii Europene acum sunt pline cu producție din Republica Moldova și în ultimii 2 ani compania s-a bucurat cu aprecierea înaltă din partea Uniunii Europene pentru că ridică locurile 1 și 2 la diferite competiții internaționale. Vorbim despre fotovoltaice, vorbim despre un parc fotovoltaic cu investiție totală de 275.000 euro, componenta de grant respectivă o aveți. Parcul dat a fost implementat la nordul Republicii Moldova, datele respective aveți. Avem un număr foarte mare a companiilor pe teritoriul Republicii Moldova care vin la noi, într-adevăr, cu reducerea consumului energiei datorită instalării parcurilor fotovoltaice. Avem întreprinderi care deja au beneficiat și care au instalat panourile fotovoltaice în anii 2021, la care, într-adevăr, spune că Alexandru, eu de-am ușa am uitat când am văzut factura de la Premier Energy și restul. Deci, absolut, totul consumul meu, practic, la 100%, este acoperit datorită parcurilor fotovoltaice. Noi vorbim despre calitatea energiei electrice, noi vorbim despre lipsa de conectărilor, noi vorbim despre reducerea rebootului datorită faptului că s-a oprit echipamentul tehnologic și multe altele. Aici ați avut dumneavoastră câteva exemple. În realitate ele sunt foarte și foarte multe. Proiectul dat este implementat datorită consultanților RINA și GCFTA cu asistență și participarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Proiectul în totalmente aparține Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Aici vedeți datele mele de contact și datele la alte persoane, tot e coordonatorul local Natalia Guranda. Am cu mine cărticele de vizită și împart cu drag numărul meu de telefon. Și încă o dată eu vă invit, stimați colegi, eu vă rog să repetați experiență bună, pozitivă, extraordinară la cele peste 400 companii care deja au beneficiat de asistență, care deja au făcut o săritură pe vertical, care deja sunt mult mai verzi, mult mai competitivi, mult mai prietenoși a mediului, mult mai bine axați pe piața Republicii Moldova, mult mai stabil și eu vă invit să faceți parte din această familie mare. Din partea dumneavoastră eu cer numai acordarea timpului. Restul noi preluăm în mâinile noastre calde și sigure și transformăm ideile într-un business foarte și foarte profitabil. Și acum, dacă aveți întrebări, rămân la dispoziția dumneavoastră. Dacă nu, vă rog, da. Eu vă mulțumesc mult și dacă ceva, poate întrebările după ce avem o pauză de cafea. Vitalie, dragă, te rog.
felicitări. Bună ziua tuturor! Noi suntem două proiecte surori, două linii de finanțare surori ale Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Ele sunt foarte asemănătoare, dar sunt și câteva diferențe pe care voi încerca să vi le prezint foarte repede, pentru că sunt ultimul vorbitor și voi încerca să nu vă ocup foarte mult timpul și atenția dumneavoastră. Jos. Deci, GEF sau Facilitatea de Finanțare a Economiei Verzi în Moldova este o linie de 20 de milioane de euro, bani oferiți împrumut de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Ei sunt disponibili prin intermediul băncilor comerciale din Republica Moldova. Băncile cu care lucrăm la moment sunt disponibile pe site-ul nostru. Este Moldova Grain Bank, sunt și alte bănci în viitorul apropiat care se vor alătura, dar și instituții de microfinanțare, sperăm. În paralel, donatorii au obținut o cofinanțare concesională mixtă din partea Fondului Verde pentru Climă și din partea Guvernului Turciei, care permite asistența tehnică companiilor beneficiare din Republica Moldova pentru a verifica dosarele, pentru a facilita aplicarea la finanțare. Sunt eligibile, cum vă vedea și mai târziu în următoarele slide-uri, proiecte de eficiență energetică, energie regenerabilă, dar și eficiența resurselor în companii, gestionarea durabilă a terenurilor, a deșeurilor, eficiența apei și așa mai departe. Și trebuie menționat că este primul produs de finanțare, primul produs financiar din Moldova care este sensibil la problemele de gen și pune un accent deosebit pe sprijinul financiar al afacerilor conduse de doamne. La fel ca și EU for Business Credit Line, avem platforme digitale care facilitează selectarea tehnologiilor pe care beneficiarii ar vrea să le implementeze și scurtează procedura de aplicare. Foarte pe scurt, sunt eligibile persoanele fizice, asociațiile de locuințe, acum acest lucru este foarte actual, întreprinderile, atât întreprinderile mici, cât și întreprinderile mari, furnizorii de servicii și de tehnologii și, desigur, producătorii locali sau importatorii de tehnologii. Există o anumită listă de tehnologii care BERD le examinează mai atent și, desigur, beneficiarii trebuie să fie companii fondate de persoane private și nu de către stat. Sunt eligibile nu doar investițiile în eficiența energetică, în energie regenerabilă, dar și orice investiții în orice tehnologii care reduc impactul asupra climei a afacerii dumneavoastră și desigur, proiectele trebuie să respecte legislația națională. Împrumuturile pot fi sub formă de credit sau sub formă de leasing. Suma maximă a împrumutului este de 5 milioane de euro și acești bani pot fi cofinanțați de către bănci, de către băncile partenere, dacă proiectul este mai mare de această sumă. Și, desigur, sunt posibile mai multe împrumuturi, puteți să deschideți o linie de credit și să implementați mai multe proiecte în limita acestei sume de 5 milioane de euro și se finanțează până la 100% din nevoia dumneavoastră din proiectul investițional. Tehnologiile preaprobate, cum spuneam, deci există un selector de tehnologii verzi, proiectele implementate cu tehnologiile selectate din această platformă online trebuie să aibă limita, plafonul de 300.000 de euro. Dacă proiectul are o valoare mai mare, atunci inginerii noștri vor face o evaluare a proiectului, a documentelor, a tehnologiilor pe care vreți să le implementați și acestea se numesc investiții asistate.
Aici avem și noi o listă extrem de variată și lungă de posibile domenii de investiții. Este eligibil cam tot ce spunea și Alexandru, dar în cazul nostru, suplimentar, sunt eligibile și proiectele de comerciale, fotovoltaice comerciale, de livrare a energiei electrice în rețea. Nu mă voi opri acolo foarte mult. Aici încă o dată aveți listate tehnologiile de energie regenerabilă pe care sunt eligibile. Aici foarte pe scurt sunt cei 5 pași pentru a aplica. Primul pas este să mergeți la bancă, la banca comercială parteneră, cu un proiectul dumneavoastră, completați formularul de aplicare. Și după ce banca evaluează bonitatea companiei, bancabilitatea proiectului, îl aprobă și îl transmite spre examinare experților facilității de finanțare, după care se semnează contractul, se implementează și ne bucurăm de energia verde sau de economii. În selectorul de tehnologii verzi avem tehnologii cu o performanță mai mare decât media pe piață. Sunt atât tehnologii internaționale care sunt importate, deci pe piața internațională la nivel internațional în acest selector de tehnologii sunt peste 20.000 de produse. În Republica Moldova avem 600 disponibile aici și peste 65 de furnizori și producători de tehnologii, de echipamente, iar la nivel global sunt peste 20.000 de echipamente, tehnologii din toate domeniile, de la geamuri, la soluții de izolare termică a clădirii, utilaje agricole și așa mai departe. Toate acestea pot fi selectate de aici. Și câteva istorii de succes. Noi suntem mai tineri decât EU for Business Credit Line și avem mai puțini beneficiari. Și marea majoritate sunt taxați pe fotovoltaice. Aici avem un magazin, vinde materiale de construcție și și-a schimbat sistemul de încălzire pe unul electric și în paralel și-a instalat sisteme fotovoltaice de generare a energiei electrice, are tarif fix, excedentul este vândut în rețea. Vedeți aici capacitatea instalată, ce generează și ce economii realizează. Avem de asemenea și parcuri fotovoltaice mari de 1 MW, deja cât mai multe, SkyVolt este și la Ocnița și la Rezina, adică în mai multe localități. Și dacă aveți întrebări, eu am încercat să scurtez cât mai mult prezentarea noastră ca să nu repet ce a vorbit colegul. Aici aveți adresa de e-mail și dacă vreți vă dau și telefoanele mele de contact și vă răspund la întrebări. Vă mulțumim, stimați antreprenori, stimați membri Camerei de Comerț și Industrie, sperăm că informațiile care astăzi au fost prezentate o să vă fie utile și datorită acestor programe o să deveniți mai eficienți și o să aveți mai multe succese în afaceri. Aș dori încă o dată să mulțumesc toți vorbitorii care au acceptat invitația noastră și au venit cu aceste prezentări. De asemenea, aș dori să mulțumesc încă o dată partenerul nostru, proiectul Optim, care este implementat prin intermediul Helvetas din Elveția și care ne-au sprijinit în organizarea acestei conferințe de astăzi. Camera de Comerț și Industrie este alături de mediul de afaceri și vă invităm să fiți alături de noi, să urmăriți care următoare evenimente vom organiza și suntem ușile deschise la Camera de Comerț, veniți oricând pentru consultări sau întrebări care apar în activitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor pentru răbdare. Am observat că ați ascultat cu interes foarte mare. Este un subiect foarte actual și cu toții am meritat aplauze. Vă mulțumim și vă dorim o seară bună!